niciodată nu, nu depășim, avem o palețică cu care dacă am pus prea mult mai luăm. Aceasta face ca fiecare produs al nostru să aibă un gust aparte. Într-un produs punem un anumit mix de condimente, în alt produs punem alt mix de condimente. Din pasiune pentru mâncarea bine gătită, doi cumnați și soția unuia dintre ei au pornit o afacere de familie. Oamenii și-au deschis o unitate de producție a produselor din carne după rețete tradiționale. Materia primă este cumpărată din abatoarele de renume din țara noastră. Condimentele sunt aduse din Austria, iar modul în care sunt amestecate nu este aleatoriu. Fiecare gram dă savoare preparatului din carne de porc, așa că gramajul este respectat întru totul. Amestecăm condimentele. Trebuie să fie foarte bine amestecate. Să nu existe bucățele mai mici de boiare. Aglomerări. N-ar fi mai ușor dacă s-ar face cu un aparat? Nu. Manual. Ce se întâmplă cu un aparat? Cimbru se sfarmă și devine ușor amărui. La fel și frunza de dafi. După ce carnea de porc stă la marinat timp de 70 zile, urmează procesul de zvântare între 12 și 48 de ore, în funcție de cât de grasă este materia primă. Abia apoi urmează procesul cel mai greu, afumarea cărnii, care poate varia între 5 și 8 ore. Tot procesul de când primim carnea, de când se pune la marinat și până când iese, durează undeva între 10 și 14 zile. Acum, în funcție și de textura cărnii, de zona de unde folosim carnea. Ulterior, carnea stă la o temperatură constantă încă o zi și abia după aceea produsul este ambalat, etichetat și livrat în magazinele de cartier. Oamenii au investit în afacerea de familie peste 60.000 de euro. Deocamdată, produsele sunt comercializate în magazinele mici, iar producătorii exclud varianta producerii cărnii afumate în cantități industriale. A fost într-adevăr o investiție destul de mare, dar ne-am propus să facem o afacere de familie în care să producem ceva bun, natural. E destul de dificil, se știe că e foarte multă birocrație la noi în România, există foarte multe acte de făcut, dar cu voință le facem pe toate. Fabrica are deja 3 produse atestate ca fiind tradiționale, pastrama de porc coaptă, ceafa de porc afumată și slănina afumată. Noi producem afumături, deci am început cu afumăturile prin procedei tradiționale. Carnea provine de la abatoare din România, condimentele sunt de cea mai bună calitate, am făcut o selecție riguroasă, tot ce este mai bun pe piață folosim în produsele noastre. Toate aceste lucruri au dus și spre atestarea a 3 produse pe care am realizat-o anul acesta. Cumpărătorul și piața cere aceste produse și pe viitor o să încercăm să lărgim gama de produse și cu tocături. Comenzile pentru masa de Crăciun au început deja să apară, așa că dacă până acum programul de muncă varia între 8 și 10 ore, acum se muncește chiar și 12 ore pe zi.